A, mă uit aici în stânga, între sar și tremur, trei generații de fete frumoase și talentate, Anastasia, Ioana, Simona, Dichiseanu, toată lumea, veniți alături de mine, vă rog frumos, că vreau, Anastasia, vino și cântăm și mie melodia pe care o cânti tu când apare la televizor, ce melodie cânti, vino cu asta, fiți atenți, ce copil, fiți atenți, stai, lucruri bune au învățat. Să-i arăt, să arăt cum dansează Enache, cum face Enache pe scenă? Ia. Și cum cânt eu? Farmacia. Farmacia e mimica tena. Ăsta e hitul vieții mele. Anastasia este o dulcică. O dulcică, să vă trăiască, sunteți minunate. Și Simona, mulțumim. Ca să amintim și de domnul Dichiseanu, spune-mi tu ce prezentare îmi faci vara la mare la Afrodita. Noi vara cântăm împreună la Afrodita, la Venus. Da. Și salutăm pe doamna Rocozea. Pentru că lui îi place foarte mult cum îl prezint, că îți place. Bine, este găselnița ta, nu? Da, mi-a așa. Plăcut. Și îl prezint așa. Doamnelor și domnilor, astă seară pentru dumneavoastră este megastarul nostru, este un tată minunat, este prietenul nostru adevărat, este și unul dintre cei mai frumoși bărbați din România, dar după Dichiseanu. Ia uitați-vă la fața lui. Da, asta e găselnița, e bravo. Sunt onorat să-mi spui numele alături asta de cel al maestrului Dichiseanu pe care îl salutăm. Uite, așa e frumos când o femeie pune ordine în bărbați. Corect. Îmi place treaba asta. Îi pune în ordinea priorităților importante. Și are carnețel de la pe vechi, nu de ăsta cu WhatsApp-uri, că ăsta se șterge. Ăla dacă nu înțelegi scrisul, e n-am carnețel. Mă, eu n-am carnețel, am memorie bună. Știu, dragă, că ai memorie. Adi, dă-mi voie să o întreb pe Simona. De câte ori o văd, o admir cât e de frumoasă. De câte ori postează câte o poză, are câte 20 de milioane de like-uri. Pentru că, într-adevăr, e o fată splendidă. Știi ce vreau să spun acum, ca să nu uit ideea? De câte ori sunt întrebat dacă mi-e frică. Zice, ți-e frică că o să devii bunic? Că nu se știe niciodată. Diana, ce se... așa. Doamne ajută, de ce să-ți fie frică? Și eu spun, cum să-mi fie frică când modelul meu de bunică este Simona Dichiseanu și de bunic Răzvan Lucescu? Păi dacă bunicii arată așa, păi mă dau pe Ana Aslan, frate, să nebunesc. Bravo. Măi, voi aveți o academie. Da. Și vreau să știu despre ce e vorba. Se numește Dichiseanu Academy Art. Acolo se face canto, eu predau canto, Ioana preda actorie, Dichi vine și supervizează din când în când să vadă cum stau lucrurile acolo. Copii avem adolescenți? Copii adolescenți, sigur că da. Artă fotografică, chitară, percuție, pian, public speech, arta vorbirii, să vorbim în românește. Da, genial. Da, și avem foarte mulți tineri elevi. Mai adulți, așa? Mai da, chiar am avut o elevă de 38 de ani. Și ce a studiat? Ea cânta foarte mult pe la petreceri, karaoke, așa. Dar n-avea curajul să învețe să cânte la petreceri ca și solist. Ea cânta, se distra pur și simplu cu prietenii. Extraordinar. Și a învățat într-un timp foarte, foarte scurt. Și acum cântă la televizor muzică populară, își face singură textele. S-o felicită. Da. Îți stă foarte bine cu nepoțica. Îți stă foarte bine. Îți stă bine, da. Ca bunic. Let us go, bab, bab, luma, the big bomb, bam. Ce duet aveți? Mi-a șoptit-o Viorea că aveți un duet înregistrat de curând. Am înregistrat cu mama un duet. Ne-am propus să mai înregistrăm, să mai avem. Pregătesc și cu tata o melodie. Și eu încerc să mă direcționez către fado. Am auzit că îți place mult fado și că ai creat deja un repertoriu de fado. Da, am deja niște piese și în lucru. Piesă da, fado. O piesă pe care am înregistrat-o de curând și e doar începutul. Portugheș. Sper să fie portugheș. 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 Lumina mai mică, așa, că urmează romantism portugheș. Așa. Fetelor, vă invit în mijlocul platoului și vă ascultăm și vă aplaudăm. Simona Florescu și Ioana Dichiseanu. Muzica.
luna y esa noche de calor. Y a lo lejos se escuchaba esa canción. Fue envolviendo lo de a poco esta pasión que encendió el corazón. Eres fuego que te quema, lentamente te encadena y te atrapa el corazón. Eres fuego que te quema y que sube por las venas, va directo al corazón. Fuego que te quema como el sol, es el fuego del amor. Eres fuego que me quema, fruta dulce que se entrega y me endulza el corazón. Creciendo esta pasión y sentimos que teníamos los dos llamas en el corazón. Eres fuego que te quema, lentamente te encadena y te atrapa el corazón. Eres fuego que te quema y que sube por las venas, directo al corazón. Eres fuego que te quema como el sol, es el fuego del amor. Eres fuego que te quema, fruta dulce que se entrega y me endulza el corazón. Alături de noi, Anastasia. Mulțumim, high class. Evita lui mama. Ia să te întoarcem noi cu fața. Uite acolo la nenea, este camera. Te simți bine cu noi? Bravo, asta e important. Cum îl cheamă pe cățelul ăsta? Goofy. Goofy. Bravo, scumpa lui mama. Bravo. Sunteți minunați și o familie frumoasă și invitații de fiecare dată sunt mulțumim. Cu toți absolut fantastici. Și vă mulțumim că ați ales să petreceți duminica alături de noi aici la Opriți Timpul!